fără vreun punct câștigat în ultimele două etape ale sezonului, sucevenii speră să obțină sâmbătă prima victorie. Antrenorul echipei CSM Bucovina, Constantin Vlad, este încrezător în șansele echipei sale, chiar dacă nici de data aceasta nu va avea tot lotul la dispoziție. Am ceva absențe, dar am și jucători care pot să sublinească lipsa lor. Noi ne străduim să oferim un spectacol sportiv de calitate, desfășurat în limitele fair play-ului. Așteptăm spectatorii, intrarea este gratuită, așteptăm spectatorii fideli și nouă și chiar și cei care sunt interesați de rugby. Cu probleme destul de mari se confruntă și oaspeții. Antrenorul celor de la CSU Arad, Ovidiu Șerban, a anunțat că are doar 18 rugbiști valizi pentru meciul de la Suceava. La fel ca și noi, au doi jucători, Trețeanu și Lazăr, plecat cu echipa de tineret în Polonia. Mai au pe Vasile Rus, care a fost determinat cel mai bun sportiv rugbyist al anului 2009, accidentat în continuare, dar nu se pune problema, am un lot destul de numeros. Meciul dintre CSM Bucovina și CSU Arad va avea loc sâmbătă de la ora 11 la baza Unirea și va fi transmis în direct de Radio Iași.